Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul anului 2024 indică faptul că pentru gemeni acest an ar putea fi o perioadă de dezvoltare activă pentru tine. Acesta este anul în care îți vei putea debloca potențialul interior. Acesta este un moment favorabil pentru a-ți realiza dorințele și a-ți atinge obiectivele. Atât profesional, cât și personal. Prima jumătate a anului va fi favorabilă dezvoltării profesionale, a doua jumătate a anului va fi o perioadă de activitate și de consolidare a parteneriatelor. Sănătatea pentru gemeni. Prognoza de sănătate pentru gemeni în 2024 prevestește perioade instabile. La începutul anului, se recomandă să nu ignorați nici măcar simptomele minore și să contactați un specialist la primele semne de boală. De asemenea, nu trebuie să uitați de prevenția și de controale regulate. Gemenii ar trebui să acorde atenție sănătății organelor respiratorii, a gâtului și a sistemului nervos. Dacă aveți tuse, dificultății de respirație sau dureri de cap, trebuie să consultați un medic. Se recomandă să acordați atenție practicilor de respirație care vor ajuta la întărirea sistemului respirator și la îmbunătățirea calității vieții. Perioada lunilor mai și iunie 2024 va aduce îmbunătățiri sănătății gemenilor și o creștere semnificativă a energiei. În luna mai, soarele se va muta în zodia ta și va începe noul an personal. Starea de bine se va îmbunătăți semnificativ și activitatea fizică va crește. Mercur, planeta voastră conducătoare, se va muta în semnul vostru pe 3 iunie, veți fi în vârful energiei fizice, Venus trece prin semnul tău între mai și iunie, acesta este un moment propice pentru transformări externe, pentru actualizări de imagine. Jupiter, planeta expansiunii, va intra și în Gemeni în luna mai 2024. Tranzitele planetare vă vor stimula activitatea, Energia și stima de sine În acest moment, este important să acordați atenție dietei, să duceți un stil de viață sănătos și să faceți exerciții fizice. În toamna lui 2024, gemenii ar putea fi amenințați de probleme de sănătate digestivă. Prin urmare, este important să urmăriți calitatea alimentelor și să nu mâncați în exces, precum și să beți suficient apă. Poate fi dificil pentru gemeni să mențină echilibrul și să evite supra-solicitarea în acest moment. De asemenea, această perioadă pentru gemeni poate fi asociată cu niveluri mai ridicate de stres, care pot avea un impact negativ asupra sănătății. Prin urmare, este important să acordați atenție stării voastre mentale și să găsiți modalități de relaxare, cum ar fi meditația, yoga, sportul sau plimbarea în aer liber, cariera pentru gemeni. Pentru gemeni, 2024 va fi un an dinamic în carieră, afaceri și muncă. Începutul anului este un moment pentru munca grea. Mercur, Venus și Marte în Capricorn vă vor pregăti pentru o atitudine serioasă și responsabilă față de muncă. Promovarea sau noi oportunități de carieră sunt posibile în acest moment. Gemenii vor putea finaliza proiecte importante de lucru în primele trei luni ale anului. Acesta este un moment favorabil pentru lucrul în echipă, crearea de rețele și încheierea de acorduri. Conexiunile tale și lucrul cu oameni care au aceleași gânduri vor fi de mare importanță în acest moment. Proiectele legate de promovarea prin internet, bloguri și rețele sociale pot fi dezvoltate activ, în lunile de primăvară. În special în luna mai 2024, gemenii vor fi pregătiți pentru acțiune. Reprezentanții Zodiei se vor putea exprima luminos în acest moment ca persoană și ca profesionist în domeniul lor. Acesta este un moment favorabil pentru a începe noi proiecte, noi afaceri, pentru a-și promova serviciile și pentru a-și promova propriul brand. În acest moment, veți putea să vă exprimați cu îndrăzneală și să obțineți recunoaștere, creștere în carieră, promovare și succes. Perioada lunilor de vară va fi, de asemenea, activă și bogată. Acesta este un moment favorabil pentru a face noi contacte, a face oferte, călătorii de afaceri și călătorii de serviciu. Este foarte important să te manifesti în acest moment, să-ți arăți carisma profesionalismul și credibilitatea în echipă. Horoscopul pentru 2024 recomandă gemenilor să-și mărească nivelul de expertiză, să urmeze un curs de perfecționare, să învețe noi abilități și să-și extindă setul de instrumente. Perioada din luni octombrie 2024 va necesita o abordare mai responsabilă a muncii, dar vă va duce și succes profesional și rezultate pe termen lung. Acesta este un moment bun pentru a finaliza sarcinile curente de lucru, pentru a dezvolta proiecte de parteneriat și pentru a consolida relațiile cu colegii și clienții, banii și bunăstarea financiară. Anul 2024 promite să fie o perioadă de stabilitate financiară și de creștere a veniturilor pentru gemeni. Veți avea ocazia să obțineți noi surse de venit și să vă extindeți afacerea. Cu toate acestea, nu conta pe succes rapid și bani ușori. Va trebui să muncești din greu și cu intenție pentru a-ți atinge obiectivele financiare. Horoscopul financiar 2024 pentru Gemeni avertizează că începutul anului poate fi periculos pentru investițiile financiare. Fiți atenți, evitați tranzacțiile riscante și nu luați decizii pripite. Acesta este un moment favorabil pentru a dezvolta proiecte de parteneriat și pentru a crea un buget comun. De asemenea, puteți primi plăți importante de la guvern, plăți de asigurări, pensie alimentară sau asistență socială în această perioadă. Iunie până în iulie și septembrie până în noiembrie sunt perioadele cele mai favorabile pentru investiții financiare. În acest moment, Gemenii vor avea posibilitatea de a-și crește semnificativ veniturile. Vă puteți aștepta la creșterea salariilor, la bonusuri, la profituri din proiecte și la cadouri materiale mari în acest moment. Vei putea descoperi surse suplimentare de venit, care vor duce la o îmbunătățire a situației tale financiare. Cu toate acestea, este important să nu cheltuiți bani pe lucruri inutile și să vă investiți banii în proiecte promițătoare. Perioada august-octombrie este favorabilă dezvoltării afacerilor și proiectelor creative, activităților de parteneriat, veți putea lansa și monetiza cu succes proiectele voastre creative. Se recomandă să fii atentă la cheltuielile fulminante și să nu investești finanțe în perioadele retrogradării lui Mercur, în aprilie. August și decembrie 2024. În acest moment, sunt posibile întârzieri în tranzacții financiare. Este indicat să vă planificați cu atenție bugetul și să fiți cu ochii pe cheltuieli. Dragostea și relațiile în 2024. Anul 2024 se anunță interesant și plin de evenimente în sfera comunicării și a relațiilor personale. Între luna martie și mai Precum și iulie și august vei avea o viață socială foarte activă. Vă așteaptă multă comunicare cu colegii, prietenii și rudele. Acesta este un moment bun pentru a face noi cunoștințe și a vă extinde cercul social. Venus, planeta parteneriatului, va trece prin semnul tău gemeni din lună mai până în iunie, ceea ce duce la creșterea stimei de sine și a încrederii în relații. Vei fi plină de energie puternică, magnetism și vei fi foarte atractivă pentru cei din jurul tău, fii pregătită pentru noi cunoștințe, pentru a face noi conexiuni și, eventual, schimbări în relațiile tale actuale. Perioada din iulie până în octombrie va îndrepta atenția gemenilor către chestiuni de natură familială, în această perioadă vă puteți ocupa de probleme de gospodărie, de locuință sau de relocare și puteți construi relații cu rudele și partenerul vostru de relație. Copiii și soluționarea problemelor legate de creșterea și viitorul lor vor necesita, de asemenea, o atenție specială în acest moment. În această perioadă, este important să acordați maximă atenție familiei și rudelor mai în vârstă. Este important să înveți să-ți exprimi gândurile și sentimentele în mod deschis și sincer pentru a evita neînțelegerile. Gemenii liberi vor avea o viață socială activă în 2024. Veți avea multe cunoștințe și evenimente, care vă vor ajuta să cunoașteți o persoană interesantă pentru o relație. Perioada lunii august este deosebit de favorabilă pentru începutul unor noi relații de dragoste, în general. 2024 va fi un moment bun pentru a-ți dezvolta relațiile dacă ești deschisă, sinceră și tolerantă cu ceilalți. Este important să că orice schimbare pe care vrei să o vezi în relația ta începe cu tine, așa că nu-ți fie teamă să iei inițiativa și să faci primul pas pentru a-ți îmbunătăți relația. Horoscop 2024 pentru bărbatul gemeni. Horoscopul indică perspectiva creșterii profesionale și personale. Vei experimenta un mare aflux de energie. Viața ta va fi plină de dinamism și vei fi în centrul atenției. Cu toate acestea, pentru a face față tuturor provocărilor care vă vor veni în cale, va trebui să învățați să vă controlați energia și să o îndreptați în direcția corectă. Trebuie să înveți să-ți vezi viața la scară globală și să nu te mai ocupi de lucrurile mărunte. Încercați să vă lărgiți orizonturile și să vă deschideți către noi idei și experiențe. Încearcă să-ți vezi viața în contextul imaginii de ansamblu și nu te agăța de mici probleme care pot părea nesemnificative pe termen lung, din luna mai până în octombrie. Bărbații gemeni pot conta pe succese semnificative în sfera profesională și dezvoltarea carierei. În acest moment, merită să acordăm o atenție deosebită creșterii profesionale și dezvoltării profesionale. Anul 2024 le va oferi bărbaților gemeni oportunitatea de a-și realiza aspirațiile și scopurile, mai ales dacă aceste obiective sunt legate de activitățile colective și de sfera socială. Cu toate acestea, bărbații gemenii se pot confrunta cu unele dificultăți în menținerea relațiilor pe termen lung. Acest lucru se poate datora faptului că bărbații gemenii sunt predispuși la instabilitate și infatoare rapidă, iar 2024 promite să fie bogat în comunicare și noi cunoștințe, ceea ce face dificilă crearea de relații puternice și stabile. Bărbații gemeni ar trebui să fie mai atenți la nevoile și dorințele partenerelor lor și să arate mai multă grijă și atenție în relații. Horoscop 2024 pentru femeia gemeni Anul 2024 pentru femeile gemeni va fi foarte interesant și plin de evenimente. Vei simți că spațiul din jurul tău se schimbă, iar acest lucru vă va cere să vă schimbați gândurile și acțiunile. De la începutul anului s-ar putea să vă simțiți puțin dezamăgită de relații, dar nu vă pierdeți încrederea în voi și nu lăsați gândurile negative să preia controlul. Acesta este un moment în care vă puteți folosi energia pentru a învăța să vă înțelegeți mai bine pe voi înșivă și nevoile voastre. Încercați să fiți deschise la idei noi și nu vă fie teamă să experimentați noi modalități de a vă atinge obiectivele, din luna mai până în iunie. Energia ta va crește și vei simți o explozie de creativitate și entuziasm. Este un moment grozav pentru a începe noi proiecte sau a dezvolta proiecte actuale, pentru că vei simți că ai energia necesară pentru a le duce mai departe. Viața ta socială va deveni activă și în a doua jumătate a anului, ceea ce îți va aduce multe evenimente și întâlniri interesante. Nu uita de talentele și abilitățile tale creative încercați să vă diversificați viața cu noi hobby-uri, căutați inspirație în artă și muzică. În 2024, poți excela semnificativ în activități creative, precum și activități legate de grupuri mari de oameni. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!